You have served as defense minister, you have served as the chief of Romanian armed forces, șef al statului major al armatei române și ne-ați reprezentat în multiple întâlniri ale NATO, chiar și la Săgnu. Așadar, cunoașteți organizația foarte bine și cunoașteți alianța foarte bine. Aceasta este însă o primă vizită a dumneavoastră în calitate de premier, așadar vă urez felicitări pentru numirea dumneavoastră și vă spun bun venit înapoi în NATO, la NATO, în noua dumneavoastră capacitate de prim-ministru. România este un aliat de care putem depinde, pe care ne putem concentra. Alături de brigada multinațională din Craiova, condusă de către România și poliția aeriană și precum și paza la nivel maritim, ați reușit să determinați o scădere a agresiunii datorită, mai ales pentru că dețineți rechetele balistice pe care le avem și noi în zona de apărare și asigurați stabilitate pentru misiunea de păstrare a ordinii și păcii KFOR, precum și sprijinul direct pentru partenerii noștri din Moldova și Ucraina. România conduce prin exemplu când vine vorba de investiții în apărare. Toate acestea contribuie la securitatea noastră comună și ne face alianța mai puternică și mai sigură. Iar asta este extrem de important pe măsură ce ne confruntăm cu mediul de securitate din ce în ce mai complex. Astăzi am discutat despre creșterea forței armate și a prezenței din jurul Ucrainei a forțelor armate ruse. În ciuda acestor declarații politice, vedem zi de zi că această forță crește și cum se testează răspunsul alianței. NATO va răspunde în mod uniform oricărei amenințări. Noi vom face tot ceea ce este necesar pentru a asigura securitatea și apărarea tuturor membrilor și dorim să facem clar faptul că orice altă agresiune împotriva Ucrainei va avea un preț foarte ridicat. De asemenea, continuăm să ne sprijinim partenerul nostru îndeaproape și anume Ucraina și politic, dar și practic. Îi respectăm integritatea teritorială și suverenitatea Ucrainei și de asemenea suntem alături de dreptul Ucrainei de a-și alege propria cale. Vremurile sferelor de influență s-a terminat. Suntem pregătiți pentru un dialog semnificativ cu Rusia și sper să ne întâlnim la un nou consiliu cu Rusia la începutul anului viitor. Iar dialogul cu Rusia trebuie să se desfășoare în baza credințelor noastre de bază. Iar acest lucru trebuie să se întâmple în consultare cu partenerii europeni ai NATO, inclusiv cu Ucraina însăși. Așadar, domnule prim-ministru, bine ați venit la NATO, mă bucur să vă văd și felicitări pentru numirea ca prim-ministru, vă rog. Mulțumesc, secretar general Jens, vă mulțumesc foarte mult pentru acest salut foarte călduros și mă simt extrem de onorat să fiu aici alături de dumneavoastră la sediul NATO. Este o oportunitate extrem de importantă să discut alături de dumneavoastră problemele curente de îngrijorare majoră pentru securitatea euroatlantică. Încă de la bun început aș dori să subliniez sprijinul nostru pentru întreaga muncă pe care o faceți la conducerea NATO, în ciuda unor vremuri dificile și tensionate. În același timp, vă rog să-mi permiteți să subliniez faptul că România rămâne în angajamentul său față de NATO, contribuind semnificativ pentru operațiunile NATO și intenționăm să mărim rolul nostru în alianță prin contribuțiile noastre concrete. Și acum, pentru că avem și presa română aici și pentru poporul rom, vă rog să-mi permite să trec în limba română. De asemenea, vreau să menționez că astăzi am discutat cu secretarul general numeroase probleme de importanță majoră, inclusiv despre pregătirile pentru summitul de la Madrid din anul următor, în care se va adopta viitorul concept strategic al alianței. De asemenea, l-am asigurat pe secretarul general
că România va continua să își respecte angajamentul de a asigura 2% din produsul intern brut pentru apărare și, de asemenea, România intenționează să contribuie activ și semnificativ la dezbaterile privind conceptul strategic al NATO și, desigur, misiunile în care alianța va fi angajată. Totodată, în discuțiile avute, ne-am axat cu precădere pe situația privitoare la securitatea din jurul Ucrainei și de la Marea Neagră. Actuala comasare de trupe rusești este semnificativă, neprovocată și nejustificată. Nu putem înțelege cum măsurile și acțiunile NATO și ale Ucrainei pot fi considerate provocări. În momentul de față, evaluăm în cadrul alianței implicațiile acestei situații. Este de la sine înțeles că NATO își va apăra toți membrii, deoarece angajamentul nostru de apărare colectivă rămâne piatra de temelie a alianței. Având în vedere toate acestea, am discutat cu secretarul general Stoltenberg cum am putea să ne consolidăm securitatea într-un mod mai eficient. Evoluția actuală a securității confirmă încă o dată nevoia de a întări acțiunile de descurajare a amenințărilor și de apărare pe flancul estic și la Marea Neagră într-o manieră coerentă și echilibrată. În același timp, dincolo de axarea pe mai multă prevenție și apărare, cred că trebuie să aibă loc o detensionare a situației. Așa cum s-a menționat săptămâna trecută de către NATO și aliații săi, orice nouă agresiune împotriva Ucrainei va avea consecințe serioase. Permiteți-mi să reafirm sprijinul acordat de România Ucrainei în ceea ce privește suveranitatea și integritatea teritorială în interiorul granițelor sale recunoscute la nivel internațional. Dreptul oricărui stat de a-și alege liber politica externă este un principiu fundamental al suveranității, iar NATO sprijină ferm acest principiu. Am convenit astăzi cu secretarul general că politica actuală a NATO de a preveni și de a apăra, rămânând totodată deschiși la dialog, este încă validă. Alianța și-a stabilit canale de dialog cu Federația Rusă și a lansat numeroase îndemnuri la dialog. Dar pentru ca acest dialog să fie eficient, avem nevoie de o detensionare a situației. Secretary General, thank you very much for your today's meeting and I hope we will mulțumesc foarte mult pentru întâlnirea de astăzi și sper că vom avea o cooperare foarte bună pe viitor.